Bună ziua, domnule Mircea Turdean. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte legate de conferința de astăzi despre ce marchează Ziua Mondială a proprietății intelectuale, unde celebrăm femeia. Aș lega, în primul rând, mulțumesc de întrebare și de prezența mea aici. Aș lega ceea ce a spus dumneavoastră de două lucruri: femeia româncă și proprietatea intelectuală. Profesor dr. Ana Aslan, cea mai celebră româncă, cea mai celebră inventatoare, cea care în 1956, apropo de tot ce s-a spus înainte, în 1956 a inventat două ramuri noi ale științei medicale, geriatria și gerontologia, și care alături de noi în 1967 am pus bazele cremelor anti-aging, primele creme anti-aging din România și din lume. Vă mulțumesc!